Salutare și bine ai venit pe canalul meu. Astăzi vreau să-ți arăt în câteva minute și în câțiva pași cât de simplu este ritmul de jiană. Tot ce trebuie să faci este să rămâi până la final să afli toate secretele, să apeși și tu butonul de like și cel de subscribe pentru că e gratis și mă ajută. Iar jos în secțiunea de comentarii aștept întrebările tale. Să-i dăm drumul. Ok, pentru început vom alege un tempo rar să înțelegem când și unde are de cântat fiecare mână, respectiv piciorul drept, da? Care va cânta pe toba mare. Și începem cu o numărătoare de la 1 la 4, foarte rar. Rar. 1, 2, 3, 4. Cam ăsta e tempoul, da? Pentru început. Și mâna dreaptă va cânta câte o lovitură pe fiecare timp. Pe fus. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Acum, tot la fel de rar, vom adăuga mâna stângă. Mâna stângă va cânta pe toba mică, pe premier. Pe timpii 2 și 4. Tot așa rar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Bun, după ce iasă foarte bine treaba asta, o să adăugăm și toba mare, da? Piciorul drept va cânta pe fiecare timp 1, și pe fiecare timp 3, deodată cu mâna dreaptă. Iar pe timpul 2 și pe 4 vor fi doar mâinile. Da? Deci ăsta e timpul 1 și 3 și timpul 2 și 4 va fi ăsta. Bun. La fel de rar, continuăm exercițiul. 1, 2, 3, 4. Cam atât pe ziua de astăzi cu ritmul de jiană. Dacă ți-a plăcut și vrei să continui cu astfel de tutoriale, nu uita să-mi lași un coment mai jos, să dai și tu un like pentru că e gratis și să spargi butonul de subscribe cum spargi tobele. Până data viitoare studiază cu cap, rar și cu metronomul. Pa!